Cum numele ne influențează boala? Sau cum dă boală? Păi, practic am fost lăsați de tatăl nostru cu acea rugăciune. sfințească să numele tău. Și noi ce facem unii altora cu numele noastre și noi și Ne batem joc de noi toată ziua. Adică, ce proastă ești, cum ai putut să fii așa proastă, ce prost e ăla, ești nebună, nu ești normal, nu ești sănătos la cap, uh... S-a umflat o văzun tine, o ai și tot felul moare ceva în mine dacă pleacă cu tare. Și practic noi despre noi înșine am auzit toată viața noastră și despre numele nostru foarte puține lucruri de bine și foarte, foarte, foarte multe lucruri de rău. Și atunci ne mirăm că Dumnezeu, care e Tatăl nostru, nu se poate sfinți în noi. Cum să se sfințească și cum să fim noi temple, da, pentru Duhul sau Spiritul Sfânt, fiecare cum simte, încât să Poți să -ți fii sănătos și fericit. Adică, noi, practic, ne gândim a boală și nouă înșine și unii altora. Cu dedicație specială o învățăm de când suntem mici, de când suntem copii, și învățăm să facem asta și altora. Practic, ce am auzit de mai departe? porcule, nesimțiturile și toate etichetele posibile, știm să le lipim ființelor pe care de cele mai multe ori afirmăm că le iubim. Nu mai vorbim de dușmani, despre care evident în loc să ne iubim dușmanii, cum zicea Cristos, noi nu facem altceva decât să ne batem joc și de ei și să identificăm cu comportamentele lor și nu cu sufletul lor. Și atunci dacă noi ne uităm la comportamentele celorlalți, neuronii noștri oglindă ce o să vadă? Pe cine spurcă? Pe noi și numele nostru, evident. Pentru că dacă noi începem în fiecare zi să dăm mâna cu noi și să ne salutăm în oglindă și să ne spunem bună dimineața și să ne facem aprecieri de cel puțin 10, 100, 200 de ori pe zi ca să ne vindecăm de miile și sutele de mii de ori în care am gândit despre noi și numele nostru și numele altora, numai aberații, practic n-am mai fi niciunul bolnav, n-am mai fi o planetă de muribunți, practic telomerii noștri, cei care practic permit reproducerea celulară într-un mod impecabil, n-au cum să fie sănătoși. Ei se degradează pe măsură ce noi ne degradăm numele nostru și unii altora. Și atunci a sănătatea legată de nume are de-a face cu resfințirea numelui lui Dumnezeu în fiecare din noi. Dacă fiecare începe să vorbească de bine cu el și face curat în propria ogradă, nu îi va mai putea spurca pe alții și nu mai aruncă în curte altora toate deșeurile emoționale prin care trece. Deci, dacă vrei să te vindeci, începe să-ți sfințești numele tău și numele ființelor, tuturor ființelor cu care interacționezi și ai interacționat vreodată. Așa că, bună dimineața și hai să avem grijă și să ne sfințim și numele noastre și numele Tatălui nostru.